Modalitățile de a face rost de bani, bunuri sau favoruri sunt nenumărate. Imitația și substituirea de persoană sunt două dintre ele. Avem de a face cu o șmecherie bazată pe două elemente. Pe de o parte, talentul imitatorului, iar pe de cealaltă parte, prostia victimei. În acest context, să nu vă surprindă dacă într-o zi vă treziți că vă sună la telefon Ion Iliescu, care vă cere bani pentru susținerea PSD-ului, de exemplu. Sau Andreea Marin, care vă cere niște bani pentru ajutorarea sinistraților. Ori Marian Vanghele, care vă cere niște bani pentru asfaltarea școlilor din sectorul 5. Reportajul care urmează este sugestiv, după care revenim în studio. Peste 20 de persoane au crezut și ele în cei care spuneau că îi reprezintă pe Andreea Marin și Ion Țiriac. Trei femei și un bărbat urmăreau bătrânii și se prezentau ca îngeri, colaboratori la emisiunea Surprize, Surprize. Femeile le promiteau victimelor că dacă își scot banii din bancă și îi dau lor să-i bage într-o altă bancă, vor beneficia de o dobândă mai mare. Ca să fie mai credibile, scrocii facilitau și o convorbire telefonică cu Andreea Marin. Și o dă și la telefon pe Andreea Marin, vocea ei. Am invitat în Piața Divertis un imitator recunoscut, profesor de scrocherie bazată pe arta imitației. Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație, care cred că este o dovadă a recunoașterii talentului meu multilateral. Extraordinar îl invitați pe domnul Ion Iliescu, pe cuvânt, parcă ați fi el ați văzut? În persoană. Ați văzut? Care este ultima glumă pe care ați făcut-o dându-vă domnul Ion Iliescu? Ultima mi-a ieșit cel mai bine. Hai, spuneți-ne. L-am sunat pe domnul Joana cu 2 săptămâni. Așa? La telefon, da? Și i-am spus să-l dea afară pe Năstase din partid. Și a prins poanta? Nu ați văzut? Normal! Asta e cea mai bună poantă din ultimii 10 ani, ca să zic așa. Păi, credeați că pe Năstase l-au dat afară din partid Vanghelie și Oprișan? Pe Năstase din PSD? Deci e rodul glumei dumneavoastră. Dar puteți să ne arătați cum ați vorbit la telefon? Da? Imediat, imediat. Dându-vă domnul Ion Iliescu. Stați în într-un rol. Alo, Mircea. Măi, vreau să-ți atrag atenția că m-am săturat. Ești prea slab, mă. Bă, dacă nu-l dai afară imediat pe arogantul de Năstase din partid, eu mă retrag din PSD și îmi fac partid cu Roman, să știi. Foarte bună gluma! Foarte bună! Și ce pant ar urma să faceți acum, dându-vă, domnul Iliescu? Acum ar urma altfel. M-am gândit să îl sun pe Mitrea. Așa? Și să-i fac o glumă lui Joana. Hai, hai, arătați-ne! Arătați-ne cum e gluma. Alo? Miron, dacă în 2 zile nu organizezi ceva să-l dai afară pe Joana, mă, eu mă retrag din PSD și mă duc cu Năstase în partidul lui Voiculescu, la PC. Asta, într-adevăr, este o poantă foarte tare. Hai, salut! Salut! Deci, este cel mai bun discipol al meu. E elevă la dumneavoastră, da? E talentat extraordinar, mă depășește și pe mine la imitații. Păi, dacă ați ști ce terenuri a obținut el dându-se drept soacra lui Mircea Joană. Dacă ați ști ce fonduri a tras din primării pentru asfaltare dându-se drept Vanghelie. Și ce tablouri a primit dându-se drept Adrian Năstase. Nu mă pot spune, doamne, e formidabil. Îl imitați pe domnul Adrian Năstase foarte bine la telefon, da? Da. Hai, arătați-ne un pic. Stați așa, uite, ia telefon. Nu trebuie telefon, firește că toate telenovele astea cu demisia mea este o lucrătură a unor colegi care probabil au vrut ca să submineze și să ascunde puțin nereușitea lui Joane ca președinte. Deci... Extraordinar, frate! E identică vocea dumneavoastră cu vocea domnului Adrian Năstase. Mulțumesc. E extraordinar. Da, ce glumă ați făcut dându-vă Adrian Năstase? Păi, de exemplu, ați văzut când au fost ziariști, invitați toți acolo. Ce credeți că el i-a invitat? Dar cine? Păi eu am sunat.
Păi credeți, păi, da, la, dacă vă gândiți la experiența domnului Năstase, experiența lui politică, făcea așa o prostie, nu putea să facă. Da, da, Fiorele, fă-l-mă pe Marco Bela. Pe iară. Marco Bela, poate să-l facă și pe domnul Marco Bela. Vai, dar muriți de râs, domne. Fiorele, arată-le-mă cum ai băgat tu Zuzanie în coaliție când i-ai dat tu telefonul Boc și te-ai dat drept Marco Bela. Stați, stați, alu, alu, domnule Boc, vreau să spun că am avut o întâlnire foarte cordial cu domnul premier, care a spus despre dumneavoastră că sunteți marionetul lui Băsescu. No, ce faceți? Rămâneți cu ei sau facem noi alt alianță? Doamne, sunt uluit, am impresia că tot ce se întâmplă în politica la noi este rodul farselor dumneavoastră, pe cuvânt. Nu, că le mai iese și lor, deci, da? Nu, uneori le iese. Deci asta cu finanțele, de exemplu, nu ne putem băga peste Vlădescu. Nu. Deci acolo, cum e făcută parodia, mai mare nu poți să faci. Deci, nu, la finanțe. Nu putem. Asta nu se poate. Dar parcă aveați și o fată care o imita foarte bine pe Andreea Marin. Da, Marin. Da. Marin. Mariana. Unde? E în public aici. Da? Mariana. Hai să le arăt o repriză de surprize. Bună seara, domnilor și domnilor. Iată, ne întâlnim din nou aici la Surprize, Surprize, unde ca de fiecare dată încercăm să aducem o rază de lumină în sufletele noastre mohorâte. Știți dumneavoastră vorba lui Bacovia? Plouă, 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 vreme de beție, te uiți la surprize, mare bucurie! Alo, da, nu vă mirați, cu Andreea conversați. Sunt pe fir, am și o miză, nu-i așa, că-i o surpriză. Sigur știu că mă admirați, mult ați vrea să mă întrebați. Vă inspir, atunci donați, bănuți pentru filtrați. Dacă ai talent ca să poți să imiți pe Barăzani, atunci ne neprofiți. Fraier, găsești că e plin imediat, îi faci din vorbe și te-ai rezolvat. Deci asta e vere, deci țara ce e, cu un telefon, opinia mea, poți obține orice. Nu mă mir, firește că pun votul fărtații, politica e plină, firesc, de imitații. La surprize vă invit, o să fiți cel mai iubiți. Stați pe fir, la sinistrați, ceva bănuți să le donați. Socialiștii m-au sunat, poema de odiat. Hai sictir, le-am spus frumos, hai sictir, sictir frumos. Oricine alegerile a câștigat, noi ne-am aliat, fiindcă i-am imitat. La guvernare am fost și rămânem, ioi că noi știm vocile să le imităm. Dacă românii la unison rezolvă totul prin telefon și iubesc și surprize la greu, noi vrem să le dăm ce iubesc ei mereu. Fiți atenți, telefonul de sună și cineva vă dă o veste bună. Mai ales într-o zi peste un an, cu un accent european. Alo, români, de aici v-am sunat ca să vă anunț că de azi v-ați integrat, integrat. Dar aveți grijă ce zi e, să fie 1 aprilie.